Bun, următorul pas este să definim secțiunea transversală, da? Adică să aplicăm tipul pe axele noastre. Bine, înainte ar trebui să creăm lungul. De fapt, întâi creăm tipul, că de obicei, în dependență de tip, dacă noi mergem pe cote minime, adică dacă trebuie să facem o reabilitare, atunci noi avem nevoie de cote minime și platforma noastră definește acea linie, da? Pe cote minime. Și atunci noi o să mergem să creăm, întâi mergem și tăiem transversale, da? Pentru că noi în lung nu avem definit terenul și mergem aici și tăiem transversale. Înainte de a tăia transversale, trebuie să adăugăm la suprafață liniile noastre din teren. Noi aici putem să avem mai multe linii, dar nu toate ne trebuie să fie afișate în teren, da? Adică în triangulații. Și atunci noi aici adăugăm liniile pe care le-am folosit. 26, 27, 1, 2 și 3. Da? Ăsta îl salvăm. După care putem să tăiem transversale. Da? Transversalele le-a tăiat. Cum le-a tăiat? Că nu am definit. Ah, sunt aici niște picheți. Bifăm aici echidistante și la echidistante el o să taie transversale după cum urmează, la raze mai mare de 250, o să taie din 20 în 20, între 250-100 din 10 metri, între 100 și 55, da? Și mai mici de 50, o să taie din 2 în 2 metri. Da? Vedem acum că s-a tăiat mai des pe curbă. Asta se face pentru planul, da? Ca să iasă mai bine. Și acum dacă mergem la lung, noi avem aici linia terenului existent, da? Pe care noi trebuie să creăm drumul nostru. O să-i dau salvare. În momentul în care îi dau salvare, aici o să se creeze fișierul ISPOL, da? Adică fișierul cu proiectul nostru. O să-i dau save și aici avem ISPOL 1, da? S-a salvat automat după axa 1. Mergem la zona de calcul și dăm automat, adică început kilometru și sfârșit kilometru. Noi de aici putem să definim zone de calcul, da? De exemplu, axul nostru are 100 de metri, dar din ăștia 100 de metri noi vrem să facem decât 50. Și atunci noi deci putem să definim kilometrul de început și kilometrul de sfârșit. Implicit, ăsta este, o să-i desenez și un lung, paralel teren, dacă să vedem și secțiunea. Și asta este secțiunea noastră predefinită, care vine cu o lățime de 350-350. Noi o să-i punem 2 sau 1,5, am zis. 2 cu 2. Nu, 1,5. Asta este, am selectat o ridicare cu niște drumuri foarte înguste. Da? Dever-ul, având în vedere că avem o lățime de 3 metri, o să dăm dever unic. Da? Și ne uităm aici după model. Plus înseamnă că e în sus, minus în jos. Pe partea dreaptă invers, plus în jos, minus în sus. Și atunci eu trebuie să-i dau plus, plus, da? Adică să vină exact ca în modelul ăsta. Îi dau 2,5, 2,5, da? Și vedem aici, da? În secțiune că avem pantă de 2,5. Salvăm. Și mergem să-i adăugăm și părți auxiliare, adică acostamente de 0,5, 0,5 cu panta de 4. Da? Și vedem aici. Asta este acostamentul nostru. Ok. Dăm iarăși un calcul. Da? Și acum deja arată mai elegant. Bineînțeles că unele zone o să dau peste gard, dar asta este, nu contează acum, că nu stau eu acum să-l fac la milimetru. Ideea e să prindeți cum se lucrează. Bun, mai departe, ce avem noi aici? Secțiune padrum. Asta este grosimea minimă a sistemului rutier. Da? Deci definim grosimea straturile noastre. De fapt, nu le definim de aici, deci definim sistemul, grosimea sistemului rutier total. Da? 0,5. Și o să-i dau debleu taluzul de 1,5 în debleu și în rambleu la fel.
1,5. Ok. Și o să merg să adaug și sistem rutier. Aici adăugăm sistem rutier. Adăugăm, nu știu câte, hai să zicem, BA16, BA20, piatră spartă și balast. Ăsta are grosimea de 0,3, ăsta are 2, 0,5, 0,56, pardon, 56 și 0,6, da? Deci straturile nu se adaugă ca grosime, dar ca cotă, da? Adică cota 0,6 este aici sus la noi. Ia să vedem, aici dăm din zona de calcul și acum vedem, da? Deci nu ne ajunge. Noi aici trebuie să modificăm 0,6, da? Adică cât avem acolo în secțiune. Și acum vedem, 0,6, BA16, da? Deci cota la BA16 este 0,6, sus de tot. Aici e 0,0, da? Și adăugăm 0,30, 0,50, 0,56 și 0,60. Asta e ideea la adăugarea sistemului rutier aici. Bun. În afară de asta, trebuie să dăm panta la asfalt de 1. Aici adăugăm panta de 1. Și la piatră spartă, zicem să meargă până în exterior. La BA de 20, trebuie să extindem un pic în afară de 0,06, da? Să meargă un pic în afară. Și ultimul strat, balastul, la fel să se extindă până în margine. Bun, bine, aici se poate juca cu stratul ăsta să fie paralel cu acostamentul, da? Asta ce e la noi, piatră spartă. Ceva de genul, da? Dar nu contează acum așa de mult. Aici sunt mai multe instrumente de jonglat cu sistemul nostru rutier. Și același lucru aplicăm și pe partea dreaptă. Putem să facem manual, dar putem să zicem aplică din stânga spre dreapta, da? Și automat s-a adăugat și aici. Ok. Și cam asta este secțiunea noastră. Acum, ca să nu facem același lucru și pentru axa 2 și pentru axa 3, noi putem să copiem ceea ce am făcut la axa 1 pentru axa 2 și pentru axa 3. Pentru asta mergem la, asta îi dăm save, mergem la axa 2 și zicem încarcă de la ISPOL 1. Da? Deci în fișierul ăsta se conține aproape tot proiectul. Da? Deci noi dacă îl deschidem, avem următorul fișier. Aici avem definit linia roșie. Mai departe avem alte elemente, da? Deci aici se regăsește și lățimea noastră, da? Pe partea stângă și pe partea dreaptă, da? Izgherda înseamnă stânga și dereșa înseamnă dreapta, da? Și tot ce am definit noi se regăsește în acest fișier și se poate extrage de aici cu Excel. O să vedeți în viitor cât de ușor eu extrag în Excel valori de aici, da? Și le folosesc, inclusiv și rapoarte cu cantități și cu elemente geometrice. Asta este marele avantaj la Istran, pentru că totul este vizibil. Orice informație se poate citi foarte ușor și se poate extrage de aici. În civil nu poți să faci acest lucru, da? Pentru că totul este în civil și nu este un format citibil. Da? Pentru ca să extragi niște date, trebuie să faci rapoarte sau să dai data extraction cumva. Da? Adică e ceva mai complicat. Aici este un pic mai simplu. Și acum noi zicem la axa 2 încărcăm proiectul din axa 1. Importăm toate datele la linia roșie, mergem și salvăm. Descărcăm linia roșie și dăm o paralel teren. Și aici mergem să schimbăm zona de calcul pentru că este altă lungime, da? Iarăși dăm automat și s-a schimbat. Este mai mică. Și la fel la sistem rutier trebuie să mergem să-i schimbăm zona de calcul. În rest, nu mai trebuie să definim nimic, da? Totul a fost definit. Și același lucru și cu axa 3. Încarcă de la axa 2, nu contează deja. Linie roșie salvăm. Și zona de calcul automat. Și sistem rutier, pardon, aici,
la fel îi zicem automat. Bine, axa asta dacă nu se proiectează, noi aici îi zicem la zona de calcul, anulează dreapta stângă, anulează ambele, da? Adică să nu fie nimic. Nu ne interesează nimic decât ca și ax. De pe urmă noi o să ne racordăm la el. Și încă ceva la transversale, noi mergem și dacă aici îi dăm reabilitare și zicem că marginea sistemului rutier existent este linia de tipul 1, în transversale noi o să vedem axul nostru existent, da? Adică drumul nostru existent. Bine, aici ceva nu e în regulă că se duce prea departe. Probabil ia puncte de undeva de mai departe. Da, dar dacă ne uităm, ăsta este existentul nostru. O să se vadă mai bine la axa 3. A, nu se vede pentru că aici se vede, da? Deci ăsta este existentul nostru. Aici nu se vede bine, de ce? Pentru că tipul de linie 1 se termină aici. În partea asta nu are și atunci el nu-l creează, da? Abia aici începe să-l creeze când găsește și într-o parte și în alta a axului, găsește tipul de linie 1, da? Și atunci el poate să definească o structură rutieră existentă. Bun. Cam atât.